Președintele României Klaus Iohannis l-a primit pe majestatea sa Filip, regele belgienilor, la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Pe lângă convorbirile oficiale, cei doi șefi de stat s-au întâlnit și cu militarii români, belgieni și din celelalte țări aliate desfășurați pe teritoriul României. Totul în cadrul efortului aliat de întărire a posturii de descurajare și apărare pe flancul estic, având în vedere înrăutățirea situației de securitate din cauza agresiunii ilegale ruse împotriva Ucrainei. Corespondentul nostru Viorel Matei este la fața locului și vine cu ultimele detalii. Viorel, bună ziua, te ascultăm. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor. Vizita regelui Belgiei vine în contextul de cooperare și colaborare pe care România îl derulează cu această țară de ceva timp. Cooperarea militară s-a întețit mai ales de când există război în Ucraina, iar acum cooperăm cu belgienii și pe plan umanitar pentru rezolvarea cumva a crizei refugiaților. Regele Belgiei a fost primit de președintele Klaus Iohannis cu cartă de onoare, apoi după scurtul moment oficial, cei doi s-au retras într-o clădire privată pentru discuții tete-a-tete. În cadrul acestor discuții a fost abordată problema cooperării militare, problema grupului de luptă NATO, din care fac parte cei 300 de soldați belgieni, dar și ajutoarele care ar trebui trimise Republicii Moldova, mai ales în contextul crizei refugiaților, pentru că această țară se confruntă cu foarte mulți ucraineni care vin prin Moldova și trebuie să plece apoi prin țara noastră. Este foarte important de menționat că cei 300 de militari belgieni care se află în baza militară de la Mihail Cogălnicianu aici participă împreună cu armata română la foarte multe exerciții de antrenament în mai multe poligoane din țară. 100 de militari belgieni, cel puțin și la ora aceasta, sunt cantonați în poligonul de la Cincu. Restul vin aici la Cogălnicianu pentru o scurtă perioadă și apoi pleacă în alte teatre de exerciții care se derulează pe granița de est a NATO, granița pe care noi o asigurăm în țara noastră. Sunt foarte mulțumiți belgenii de cooperarea cu armata română, au ce învăța unii de la alții și lucrurile merg foarte bine în acest sens. După o întâlnire oficială dintre președintele Klaus Iohannis și regele Belgiei, a urmat un scurt moment de alocuțiuni, după care vizita s-a încheiat.